Ne-am uitat până acum la viața pământească a Domnului nostru Isus Hristos ca la un exemplu pentru noi. Dumnezeu l-a trimis pe pământ nu numai să moară pentru păcatele noastre, ci și să arate omului cum vrea Dumnezeu ca el să trăiască. Hristos a venit pe pământ pentru a arăta acest lucru și în primul rând a arătat o prin viața lui de smerenie. Dar ne-a uitat și la faptul că el a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile și a biruit orice ispită cu care un om se poate confrunta. În viața pământească a lui Isus, Dumnezeu a îngăduit ca el să se confrunte cu tot felul de circumstanțe și situații dificile în care a fost expus fiecărei ispite pe care o poate întâmpina un om. El n-a avut de a face cu toate circumstanțele cu care noi avem de a face. Aceasta ar fi fost imposibil. Dar în diferite circumstanțe, s-a confruntat cu aceleași ispite cu care ne confruntăm și noi. Ispita să se supere, să se mânie, amărăciune, ispita de gelozie, a iubirii de bani, ispite sexuale și în orice lucru suntem noi ispitiți, a fost și el ispitit, dar a biruit. De aceea, Biblia spune că El are milă de slăbiciunile noastre. Chiar de la începutul timpului, Satan a spus totdeauna omului că poruncile lui Dumnezeu sunt greu de împlinit, dacă nu chiar imposibil. Dar viața pământească a lui Hristos a fost o dovadă că orice porunca a lui Dumnezeu poate fi împlinită. Dacă Isus ar fi dovedit aceasta ca ființă dumnezeiască, atunci n-ar contrazice minciuna diavolului, ci ar confirma-o, spunând: Numai cineva care este Dumnezeu poate ține poruncele acestea și să trăiască la standardele lui. Dar un om obișnuit cu resursele de care dispune nu poate trăi niciodată la nivelul acelor standarde. Mulți creștini cred că Isus Hristos nu a biruit ispitele ca om, ci ca Dumnezeu. Astfel, ei nu realizează că sprijină minciuna diavolului, cum că poruncile lui Dumnezeu sunt imposibil de împlinit pentru un om. Dar dacă citești scriptura atent și te apropii de ea cu o minte fără prejudecăți, vei vedea că scriptura este foarte clară. Isus a fost ispitit ca și noi, în toate lucrurile, în toate lucrurile ca și noi, și totuși n-a păcătuit niciodată prin aceasta dovedind că diavolul este un mincinos, când spune că poruncile lui Dumnezeu sunt imposibil de ținut. Orice porunca lui Dumnezeu poate fi împlinită prin harul care îl dă omului. Și aceasta este mărturia pe care trebuie să o vedem în viața pământească a lui Isus Hristos și astfel să avem credință. Biblia spune în Evrei 12 cu 2 că Isus este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci numai privind la Isus putem primi acea credință că și noi putem trăi o viață asemănătoare cu a lui Isus. Am văzut la început că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărână, și a suflat în el suflare de viață. Așa că el are două atrageri, una în jos și una în sus. Când Isus a venit pe pământ ca om, a simțit și el atragerea în jos, dar nu i s-a supus ei niciodată. L-au atras lucrurile materiale. Dacă nu l-ar fi atras, cum ne atrage pe noi, atunci nu ar fi fost ispitit ca și noi. Multe din ispitele noastre vin din lucrurile materiale din jurul nostru. Chiar prima ispită care este menționată cu privire la Isus, la sfârșitul celor 40 de zile din pustiu, el a fost ispitit în toate cele 40 de zile. Dar la sfârșitul lor sunt menționate trei ispite. Prima este cu privire la lucrurile materiale mâncare pentru trup. Ceea ce vedem aici este că el a fost flământ, la fel cum ar fi orice om care ar fi postit 40 de zile. Dar el nu s-a supus acelei atrageri în jos a trupului. Tatăl nu i-a dat permisiunea să folosească acea putere dumnezească de a transforma pietrele în pâini. Și Isus nu a folosit niciodată puterea dumnezească pentru beneficiul personal. Și aici, chiar dacă trupul lui cerea aceasta, el a spus nu. Atitudinea lui față de lucrurile materiale este un exemplu pentru noi. Deoarece așa de multe din ispitele noastre vin pe tărâmul acestor atrageri ale corpului nostru. Pavel spune în 1 Corinteni 9, că este posibil chiar pentru unul ca el, care a predicat standardele așa de înalte ale cuvântului lui Dumnezeu, să alerge, adică să predice altora, să încurajeze pe alții și totuși să fie descalificat dacă nu ține regulile cursei. El spune că sunt oameni care sunt în competiție în curse și totuși descalificați la sfârșit pentru că au încălcat regulile. El vorbește în mod special de poftele trupului. O persoană poate face multe lucruri pentru Dumnezeu. Poate fi foarte activă în lucrări creștine. Dar dacă nu biruiește poftele trupului, este descalificat. Să vă citesc 1 Corinteni 9 versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum naștin cotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Adică îl fac robul meu. Eu îi spun trupului meu ceea ce trebuie să facă. Nu mă supun eu dorințelor lui în ceea ce trebuie să fac. Altfel, spune el, dacă nu fac trupul, robul meu, ascultați-mă, o persoană care nu-și face trupul și poftele trupului roabe lui, chiar dacă predică altora, în final va fi descalificat. Este un standard foarte înalt pe care Dumnezeu îl așteaptă de la cei care predică Scriptura. De aceea este foarte important ca, mai ales cei care predică, și bineînțeles toți creștinii, trebuie să-și țină poftele trupului în stăpânire. Și aceasta este valabil și cu privire la atitudinea lor față de lucrurile materiale, cum ar fi banii. Domnul Isus a vorbit foarte clar în Luca 16 despre pericolele iubirii de bani. Luca 16 cu 13, el spune: Niciun rob nu poate sluji la doi stăpâni. Sfințenia noastră este testată în mod practic când vine vorba de atitudinea noastră față de lucrurile materiale și de poftele din trupul nostru. Ceea ce spune Biblia că tot ce este în lume, pofta firii, și pofta ochilor este parafrazată în altă traducere cu dorința de a cumpăra orice vezi. Ați observat că dorința aceasta de a cumpăra tot ce vedem este în noi? Noi credem că avem nevoie de ceva, chiar dacă nu este așa. Isus a spus că nu poți sluji la doi stăpâni. Poate noi credem că cei doi stăpâni sunt Dumnezeu și diabolul, dar nu așa spune în Luca 16 cu 13. Hristos spune că cei doi stăpâni sunt Dumnezeu și Mamona. Și trebuie să alegeți pe cine vreți să slujiți. Nu-i poți iubi pe amândoi. Trebuie să-l urăști pe unul ca să iubești pe celălalt. Trebuie să disprețuiești pe unul ca să te apropii de celălalt. Ce înseamnă aceasta? Dacă îl pui pe Dumnezeu și Mamona în locul celor doi stăpâni, Așa cum se referă în versetul 13, înseamnă că dacă iubești banii, îl urăști pe Dumnezeu. Ai auzit vreodată pe cineva spunând aceasta? Isus a spus aceasta. Citește Luca 16 cu 13 și vei vedea că nu înseamnă altceva. Dacă ești lipit, atașat de bani și de lucruri pământești, tu de fapt îl disprețuiești pe Dumnezeu. Dar dacă te lipești de Dumnezeu, nu vei mai ține așa mult la bani. Dacă Îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, nu vei fi atașat de bani. Asta vrea să spun aici. Sunt numai doi stăpâni. Și când Isus a venit pe pământ, a recunoscut aceasta. El s-a folosit de bani, dar este foarte important pentru noi să înțelegem cum a folosit El banii. Mai întâi ca templar, iar apoi ca lucrător cu normă întreagă, full-time. Isus a fost un exemplu pentru noi în aceste două domenii. Cei mai mulți creștini sunt muncitori laici. Dar sunt și creștini care muncesc numai pentru Dumnezeu, full-time. Isus este un exemplu pentru ambele situații. Privește mai întâi la exemplul lui ca templar. El a muncit până la vârsta de 30 de ani, câștigând pentru existența lui și a celorlalți patru frați și cel puțin două surori și pentru mama lui. Iosif probabil era mort atunci, căci nu mai citim de el. Ceea ce înseamnă că Isus, ca cel mai mare fiu, a avut responsabilitatea pentru ceilalți șapte membri din cei opt ai familiei sale. Probabil că și ceilalți frați munceau, dar Isus a fost cel mai mare și a trebuit să muncească ca templar pentru a-și câștiga existența și pentru întreținerea familiei. Evident că a trebuit să învețe disciplina, să păstreze cheltuielile familiei în limitele câștigului lui de tâmplar. Cu siguranță nu era cel mai bogat tâmplar din Nazaret. Sunt sigur că a făcut multe fapte bune oamenilor săraci și văduvelor, probabil făcând și lucruri gratis unora din ei, ne luându-le bani dacă nu-și permiteau. Vă puteți imagina că, dacă ar fi făcut așa afacerile, cu siguranță nu era cel mai bogat templar din Nazaret, deoarece nu acesta era țelul lui. Era doar un mijloc de a-și câștiga traiul. Dumnezeu ne dă un loc de muncă ca mijloc de trai. El nu a avut ambiția să fie unul din cei mai cunoscuți tâmplari. Un ucenic devotat al lui Iisus își folosește profesia pentru a avea un mijloc de trai pentru el și familia lui. Și sunt absolut sigur că el a evitat datoriile. Nu și-a extins afacerea lui împrumutând bani. Sunt multe lucruri ce le putem învăța din viața pământească a lui Isus, de la atitudinea lui față de muncă. Biblia spune în Romani 13, versetul 8: Să nu datorați nimănui nimic. Nu trebuie să fim datori față de nimeni. Dacă împrumutul este o necesitate într-o situație anume, să nu datorați nimic, înseamnă cât de repede posibil scapă de datorie. Sunt situații urgente când trebuie să împrumuți bani, dar Biblia nu spune nu intra în datorii, ci cât de repede posibil scapă de ele. Nu trăiți datorând oamenilor ceva. Isus, de asemenea, a învățat pe alții cum să se relaționeze față de bani. El a spus, dați Cezarului ce este al Cezarului, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu ține banii care aparțin guvernului. Cezar este guvernul sau orice altă ființă umană. Nu înșelăm guvernul prin taxe, nu înșelăm nicio ființă umană care îi aparțin banii. Și nu împrumutăm bani ca să-i dăm lui Dumnezeu. Nu. Isus a spus, de cezarului, ce este al cezarului, și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Aceasta este o parte a neprihănirii și sfințirii. Este așa de important pentru noi să avem o atitudine corectă în acest domeniu al banilor, dacă vrem cu adevărat să fim sfinți. Deoarece mulți creștini care par a fi interesați de sfințenie în multe alte domenii, când vin la domeniul mamonei și al lucrurilor materiale, eșuează complet. Și acesta este domeniul unde sfințenia noastră este destestată. Iar în special, ca lucrător creștin. Când Iisus Hristos a fost în lucrare full time, trei ani și jumătate, acolo testarea cu privire la bani este mult mai puternică, deoarece acum El nu mai câștiga nimic. El era în dependență de alții. În Noul Testament citim de două feluri în care lucrătorii creștini să se întrețină. Unul este demonstrat de Pavel, care, deoarece ca unul care făcea corturi, putea să ducă uneltele cu el peste tot și să facă corturi, și astfel să-și câștige existența. Dar nu a făcut aceasta peste tot, căci citim că biserica din Filipi, l-a susținut financiar și l-a primit ajutorul lor. Dar în alte locuri, cum ar fi Efes, Tesalonic și Corint, nu a luat niciodată bani de la oamenii cărora le-a slujit. Deci el nu a trăit după o lege anume, ci a trăit fiind sensibil la vocea Duhului Sfânt, să vadă dacă este drept și potrivit, sau dacă este rău să ia bani în această situație. Și în multe situații el nu a luat bani, el s-a întreținut singur. Dar alții, ca Petru de exemplu, care era pescar, nu putea să ia bărcile sau pești și nevoadele peste tot cu el. El a fost susținut financiar de către credincioși. În așa a fost și Isus. El a fost un templar, și apoi a fost ajutat de oameni care i-au dăruit câte ceva. Vreau să vă arăt acest verset în Evanghelia lui Luca, capitolul 8. Aici se vorbește despre câțiva oameni care îl urmau pe Isus. Câteva erau femei. Luca 8, versetul 2. Și printre ele erau și femei bogate, precum Ioana, versetul 3, soția lui Cuza, administratorul lui Rod, Suzana, și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Deci erau numeroși oameni care îl ajutau financiar pe Isus, pe cei 12 apostoli și pe alții din echipa lui. Soția administratorului palatului lui Rod trebuie să fie avut un salar destul de mare și îi dăruia sume mai mari de bani. De aceea ei aveau nevoie de un casier, și Iuda Iscarioteanul purta punga cu el, unde intrau toți banii pe care îi oferea oamenii pentru lucrarea lui Isus. Acum, sunt câteva lucruri ce le putem vedea din atitudinea lui Isus ce o avea față de acești bani. Și este foarte important lucrul acesta pentru toți aceia care sunt total dedicați lucrării creștine, dacă spun că cu adevărat urmează exemplul lui Isus în acest domeniu. Deoarece Dumnezeu ne-a dărit pe pământ un exemplu cum ar trebui să trăiască omul care este total dedicat lucrării lui Dumnezeu. Ne-a dăruit un exemplu în Isus, care și-a câștigat existența ca templar, cum ar trebui un om să trăiască cu o meserie laică. Și apoi, din nou, exemplul lui Iisus ca unul care lucrează full-time pentru Dumnezeu. Cum un lucrător creștin ar trebui să trăiască în relație cu banii. Iisus n-a primit vreun salar de la cineva. El nu a oferit vreun salar apostolilor lui. El nu și-a spus vreodată cuiva nevoile lui. El avea un tată în cer și doar lui îi spunea nevoile lui. El niciodată nu a încurajat apostolii lui să își facă publice sau să anunțe nevoile lor financiare. Aceasta l-ar fi insultat pe tatăl lor din ceruri. Ei trebuiau să se încreadă în Dumnezeu, că El se îngrijește de nevoile lor. Nu găsim nicăieri în Noul Testament pe cineva care să ceară ajutor oamenilor pentru lucrare. Pavel era dornic să îndemne oamenii să ajute pe alții care erau în nevoie. E adevărat și corect aceasta. Isus însuși a spus oamenilor să dea bani celor săraci. Dar, în privința propriului suport financiar, ei se încredeau în Tatăl lor din ceruri ca să le poarte de grijă. Acesta este modelul Noului Testament. Din păcate, creștinismul a coborât aceste standarde. Aș vrea să vă arăt în Ioan, capitolul 13, o mică afirmație care indică modul cum Isus folosea banii. Este doar o mică afirmație ce ne dezvăluie acest lucru. E timpul când Iuda Iscarioteanul îl trădează pe Domnul. Și nimeni de la masă nu a înțeles la ce se referea Isus când îi spune în versetul 27 ce ai de făcut, fă repede. Ioan 13, cu 27. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi aceste vorbe. Și apoi, ascultați, în versetul 29, unii ce stăteau acolo credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: Cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Două lucruri: cumpără ce avem nevoie și dă săracilor. În cele două afirmații, Isus ne vorbește care a fost atitudinea lui față de lucrurile materiale. Pentru ce ar trebui să folosim banii pe care îi câștigăm sau pe care îi primim cadar de la alții? Cumpărăm ce avem nevoie. Nu este absolut nimic greșit în aceasta. Noi nu trebuie să fim pusnici sau singuratici, trăind prin păduri. Cumpărăm ce avem nevoie. Acum, care sunt nevoile noastre? Cum stabilim ce avem nevoie? Acolo este locul unde fiecare persoană trebuie să fie credincioasă lui Dumnezeu și fără să judece pe alți oameni. Noi știm că oamenii trăiesc în standarde diferite de viață și nu suntem chemați să decidem ce nevoie are altă persoană. Din păcate, lumea este plină de creștini care judecă alți oameni datorită standardului lor de viață. Isus n-a făcut asta niciodată. Și oricine face aceasta, îl urmează pe părâșul fraților, Satan, și nu pe Isus. Tu trebuie să te verifici pe tine însuți cum îți folosești banii în nevoile tale. O altă persoană poate decide că are nevoie de o mașină sau două mașini sau chiar trei. Nu este treaba mea să-i judec. Nu știu situația lor. O persoană poate decide care are nevoie de o casă cu trei dormitoare, pentru alta, un dormitor le este de ajuns. E treaba lor. Biblia spune, nu vă amestecați în treburile altora. 1 Petru 4, 15. Tu trebuie să decizi personal ce ai tu nevoie. Cheltuiește banii în lucruri de care ai tu nevoie. Pot fi numeroase lucruri. Avem nevoie de ceva care să ne facă viața mai ușoară. De exemplu, sunt multe aparate în zilele noastre care ne fac viața mai ușoară acasă. Și sunt multe avantaje avându-le acasă, deoarece economisești timp, poți petrece mai mult timp în studierea cuvântului și în rugăciune și chiar ajutând pe alți oameni având acele aparate, decât să faci toate manual, precum înaintașii noștri. Sunt acestea o necesitate? Aici trebuie să decidă fiecare persoană. Tu trebuie să decizi pentru tine însuți. Dacă urmăm regula simplă, voi decide numai pentru mine însumi ceea ce am nevoie și niciodată nu voi judeca o altă persoană dacă are sau nu nevoie de ceea ce a cumpărat. Vei fi scutit de o mulțime de probleme astfel și probabil vei crește spiritual mult mai mult. Deci cumpără ce ai nevoie. Al doilea lucru, dă ceva săracilor. Iisus a fost așa de sărac că nu avea unde își pleca capul. De fapt, în Ioan capitolul 7 cu 53, spune că fiecare a plecat la casa lui, dar Isus a plecat la muntele măslinilor, deoarece el nu avea nicio casă în Iudeea. El avea una în Capernaum, dar nu avea niciuna în acea zonă a muntelui măslinilor și a dormit acolo sub copaci. De aceea a spus că fiul omului nu are niciun loc unde să-și plece capul. Chiar și vulpile au vizuini și păsările cuiburi, deci chiar dacă era așa de sărac, din ceea ce primea, el dădea celor mai săraci decât el. Poate orbul Bartimeu era mai sărac decât el. Era oameni în societatea iudaică care erau mai săraci decât Isus. Mulți oameni care cred că sunt foarte săraci, nu realizează că alți oameni din biserica lor sunt mult mai săraci decât ei. Și toți acești oameni care doar așteaptă pe cineva care să le dea cadouri și lucruri gratis, pentru că ei cred că sunt așa de săraci, ei nu l urmează deloc pe Isus. Deci observăm aici, în Hristos, un exemplu extraordinar în faptul că El avea grijă de săraci. Dar de asemenea, vedem că Isus Hristos a fost credincios în acest domeniu al banilor și nu s-a atașat de ei. Și un alt lucru. Biblia spune în Ioan, capitolul 12, atunci când Maria din Betania a turnat parfumul ce putea fi vândut și banii dat săracilor, Spune aici că Iuda Iscarioteanul era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Ioan 12, cu 6. El obișnuia să fure banii. Iisus știa foarte bine că Iuda fura banii, dar lucrul acesta nu-l tulbura. Asta a lăsat în seama tatălui. Aceasta este minunat, să fii capabil să te detașezi în felul acesta de bani. Că nu ne vom lupta cu oamenii pentru bani, dacă cineva îi fură, ok. Fii mai atent data viitoare dacă cineva îți fură bani. Dar nu te lupta cu oamenii pentru bani. Vedem această atitudine la Isus, de detașare față de lucrurile materiale. Și acesta este un domeniu foarte important pentru noi toți, dacă vrem să-L urmăm pe Domnul. Noi trebuie să fim atenți în folosirea lucrurilor materiale, dar nu trebuie să ne atașăm de ele. Aceasta înseamnă să fii un ucenic. Aceasta a vrut Isus să spună, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să fie ca mine. El trebuie să-și părăsească atitudinea posesivă față de lucrurile materiale. Acesta este înțelesul celor scrise în Luca 14, versetul 33. Poți să le ai, dar nu să le stăpânești. Putem avea multe lucruri în lumea aceasta, dar odată ce ne legăm inima de ele, nu mai putem fi ucenicii lui Isus. Dumnezeu să ne ajute să avem această atitudine. Dumnezeu să te binecuvinteze.